Nici o crimă în munți, de Raymond Chandler. 2. Chiar de lângă ușă pornea o tejghea strâmtă care tăia camera în două. O sobă pântecoasă într-un colț, o hartă tipărită cu caractere albastre pe un perete și pe un altul, un calendar ondulat. Pe birou erau teancuri de dosare prăfuite, un stilou rustic cu călimară cu cerneală și un Stetson cu marginile negrite de transpirație. Biroul era din lemn de stejar îngălbenit de vreme, cu capac rabatabil și în spatele lui era așezat un bărbat care avea chiar lângă picior o scuipătoare înaltă din alamă cuclită. Era un bărbat solid și calm, sprijinit pe spate în fotoliu, cu mâinile mari și lipsite de păr împreunate pe burtă. Purta niște pantofi maro solizi de armată, șosete albe, pantaloni maro decolorați, susținuți de bretele și o cămașă cachi închisă până la gât. Avea părul castaniu șobolan, mai puțin la tâmple, unde era de culoarea zăpezii murdare. Pe pieptul stâng avea o stea de șerif. Stătea sprijinit mai mult pe partea stângă, pentru că pe șoldul drept avea un toc de piele în care era înfipt un pistol de calibrul 45, lung de un picior. Avea urechile mari, ochii prietenoși și părea la fel de primejdios ca o veveliță, dar mult mai puțin nervos. M-am apropiat de birou și l-am privit, iar el a înclinat din cap spre mine și a lansat o încărcătură de un sfert de chil de lichid maroniu în scuipătoare. Mi-am aprins o țigară și m-am uitat în jur după ceva în care să pun chibritul. Încearcă pe jos, mi-a zis el. Cu ce poți să te ajut, fiule? Am aruncat chibritul pe dușumea și am arătat cu bărbia spre harta de pe perete. Căutam o harta districtului. Câteodată mai găsești așa ceva la o cameră de comerț. Dar bănuiesc că dumneata nu ești camera de comerț. N-avem hărți, a zis omul. Am avut o grămadă acum câțiva ani. Da, s-au gătat. Auzeam că Sid Young are ceva la centru de magazine de la oficiul poștal. El e judecătorul de pace aici și conduce și centru de magazine. Mai scoate câte una câteodată ca să le arate pe unde se poate fuma și pe unde nu. La noi, aici e pe nasoale cu focurile. Dar avem aici o hartă faină a districtului. Poți să-ți arăt cu dragă inimă orice loc unde ai vrea să mergi. Ne place să-i facem pe vizitatori să se simtă ca acasă. A respirat adânc și a mai lansat o încărcătură. Care ții numele? M-a întrebat el. Evans, dumneata reprezinți legea pe aici? Aha, sunt polițistul din Puma Point și ajutor de șerif în San Berdo. Toată legea de aici suntem doar noi doi, eu și Sid Young. Baron e numele meu și sunt din Los Angeles. Am fost 18 ani la pompieri, dar aici sunt de mult timp. E fain aici, că e liniște. Ai venit cu treabă pe aici? N-aș fi crezut că va fi în stare să o facă așa curând, dar a reușit. Scuipătoarea mai a încasat o lovitură teribilă. Cu treabă l-am întrebat. Omul și-a luat o mână de pe burtă și și-a vărât un deget în gulerul cămășii, încercând să-l mai lărgească. Cu treabă, a spus el calm. Vreau să zic dacă ai permis să porți pistolul ăla. Ce dracu, sare chiar așa în ochi? Depinde cum te uiți la un om, a zis el și și-a lăsat picioarele pe dușumea. Poate că ar fi mai bine să dăm cărțile pe față, noi doi. S-a ridicat și s-a apropiat de tejgheaua strâmtă care despărțea biroul în două, iar eu mi-am pus portvizitul pe ea, deschizându-l astfel încât să poată vedea fotocopia autorizației de sub ferestrui ca de celuloid. Am scos și permisul de portarmă dat de șeriful din Los Angeles și l-am pus lângă autorizația de detectiv. Le-a luat pe amândouă. Ar fi mai bine dacă aș verifica numărul, a spus el. Mi-am scos pistolul și l-am așezat lângă portvizit. L-a luat și a comparat numerele. Văd că ai trei scule din astea. Sper că nu le porți pe toate odată. Faină armă, fiule, dar nu cred că trage așa de bine ca a mea. Și-a scos unul din toc și l-a pus pe tejghea. Era un col de frontieră care cântărea probabil cât un geamantan. L-a luat și l-a ținut în echilibru de garda trăgaciului. L-a aruncat în aer, făcându-l să se învârtească. L-a prins de mânel ca un scamator și l-a vărât la loc în toc, la șold. Am
împins pistolul meu de calibru 38 spre mine, pe tejghea. Ați venit cu treabă, domnule Evans? Încă nu sunt sigur. Am fost chemat, dar încă nu am stabilit contactul. O treabă confidențială. A dat din cap cu o privire gânditoare pe față. Ochii erau mai adânci, mai reci și mai întunecați decât la început. Am tras la Indian Head, am spus. N-aș vrea să mă bag în afacerile tale, fiule, mi-a spus. Noi nu prea avem delicte pe aici. Din an în paște câte o bătaie. Sau o conducere în stare de ebrietate. Ori niște puști încinși pe o motocicletă să spargă o căsuță ca să doarmă sau să fure ceva potul. Dar niciun delict adevărat, mă înțelegi? E foarte slabă înclinația spre fără de lege în munți. Oamenii de la munte sunt mai degrabă pașnici. Da, am făcut eu, da și nu. S-a apropiat de mine și m-a privit în ochi. Chiar acum am spus, aveți o crimă. Nu i s-a schimbat prea tare expresia feței. A continuat să mă măsoare, centimetru cu centimetru. S-a întins după pălărie și și-a așezat-o pe ceafă. Ce mai e și asta, fiule? M-a întrebat el calm. Pedalul de la răsărit de sat, dincolo de pavilionul de dans, un bărbat împușcat lângă trunchiul unui copac doborât, împușcat în inimă. M-am plimbat pe acolo și am stat cam o jumătate de oră fumând o țigară fără să-l observ. Chiar așa am urmărit el, sus pe Speaker Point, dincolo de Speaker's Tavern, chiar acolo, chiar acolo. Da, ți-a luat ceva timp până să vii aici ca să-mi spui, nu crezi? Ochii lui mă urmăreau, nu tocmai prietenoși. Am avut un șoc, am zis eu. A trecut ceva timp până să-mi revin. A dat din cap. Hai să mergem acolo, cu mașina ta. Nu mai era rost, am spus, cadavrul a fost luat de acolo. După ce l-am găsit, tocmai mă îndreptam spre mașina mea când a apărut dintr-un tufiș un pistolar japonez și m-a doborât. Doi bărbați au luat cadavrul de acolo și au plecat cu o barcă. N-a mai rămas nicio urmă pe acolo. Șeriful s-a dus și a scuipat în scuipătoarea lui, apoi a mers lângă sobă. A scuipat și pe ea și a rămas un timp acolo, parcă așteptând să sfârie. Dar era vară și soba nu era încinsă. S-a întors apoi și a hârit gâtlejul și a zis, poate că ar fi mai bine să mergi acasă și să te odihnești puțin. A înduit un deget spre pieptul lui. Nu ne place ca oaspeții noștri să se simtă bine aici. Și a strâns amândoi pumnii și i-a înfipt în buzunarele din față de la pantaloni. Ok, am spus. Nu avem japonezi pistolare aici, am urmărit șeriful. Ni se cam rupe de pistolarii japonezi. Observ că nu-ți convine chestia asta, am spus. Ce spui atunci de chestia asta? Un bărbat pe nume Weber a fost înjunghiat pe la spate la Indian Head ceva mai devreme. În camera mea, cineva pe care nu am reușit să-l văd m-a pocnit în cap cu o cărămidă și în timp ce eram fără cunoștință, Weber ăsta a fost înjunghiat. Tocmai stăteam de vorbă cu el. Weber lucra la hotel, era contabil. Zici că asta s-a întâmplat la tine în cameră? Da. S-ar părea, a zis el, că ai devenit o adevărată piazărea pentru orașul ăsta. Nici asta nu-ți convine, nu? A scuturat din cap. Normal că nici asta nu-mi convine, dar poate că de data asta e un cadavru pe care să te poți baza. Nu l-am la mine, am zis, dar aș putea să dau o fugă să ți-l aduc. M-a prins de braț cu cele mai puternice degete pe care le-am simțit în viața mea. N-aș vrea să fiu în locul tău dacă umbli să mă duci cu vorba, fiule, dar cred că o să vin cu tine. E o seară foarte plăcută. Fără discuție, am zis, fără să mă mișc, omul pentru care am venit să lucrez aici se numește Fred Lacey. Tocmai și-a cumpărat o vilă pe Bull Sage Point. Omul pe care l-am găsit mort pe Speaker's Point se numea Frederick Lacey, sau cel puțin așa scria pe permisul lui de conducere. Ar mai fi câteva chestii, dar bănuiesc că n-ai chef de amănunte, nu-i așa? Mergem împreună la hotel, a spus șeriful. Ai mașină? I-am spus că am. Perfect, a spus șeriful. Nu o să mergem cu ea, dar o să-mi dai cheile. 7. Bărbatul cu sprâncene mari și răsucite și cu trabucul morfolit în gură se sprijinea de ușa închisă a camerei, fără să spună nimic, sau fără a avea aerul că ar fi vrut să spună ceva. Șeriful Baron încălecase un scaun cu spătar drept și îl urmărea pe doctor, al cărui nume era Menzies, examinând cadavrul. Eu eram într-un colț unde și meritam să fiu.
Doctorul era un tip ascuțit, cu ochi de broască, cu o față gălbejită, având niște pete roșiatice în dreptul pomeților. Avea degetele ca fenii, pătate de nicotină și nu părea un tip prea curat. A suflat un nor de fum în părul omului mort și l-a rostogolit într-o parte pe pat, pipăindu-l aici și colo. Părea că interpretează rolul unuia care știe ce face. Cuțitul îi fusese scos domnului Weber din spate. Era așezat pe pat lângă el. Era scurt, cu o lamă albă de oțel ascuțită ca un brici, de genul acelora care se poartă într-un toc de piele atașat la centură. Avea garda destul de mare și astfel făcută încât să se aplice ca un tampon pe rană, și produsă și să împiedice sângele să îți țâșnească pe mână. Lama era plină de sânge. Sir sau Buck Hunter, special numărul 2438, a spus șeriful, uitându-se la el. Cred că sunt 1000 ca ăsta în jurul lacului. Nu-s nici prea bune, dar nici rele. Ce spui, doctore? Despre ce? Cauza și ora decesului. E mult de curând, a spus doctorul. Numai mult de 2 ore. Nu s-a declanșat încă rigor mortis. Ce zici, a murit de cuțit? Nu fă pe nebunul, Jim Baron. Au existat cazuri, a spus șeriful, când tipii au fost otrăviți sau altceva și după aia li s-a înfipt un cuțit în spate ca să pară altceva. Măi, măi, ești dat dracului, a zis doctorul răutăcios. Și ai avut multe cazuri din astea pe aici? Singurul omor pe care l-am avut aici, a spus cam șeriful, a fost al lui Dat Macam, din partea ailaltă a lacului. Avea un hojac în Shady Canyon. Lumea nu-l mai văzuse de multă vreme, dar dăduse frigul și se gândeau că s-a retras lângă soba lui cu ulei. Dar dacă tot n-a apărut, s-a dus vreo 2 să-l caute la cabană. Da, era încuiată și ei s-au gândit că a plecat peste iarnă în altă parte. Pe urma a dat zăpadă mare și acoperișul s-a năruit. Ne-am dus acolo câțiva să îl proptim cumva să nu se dărâme de tot. Și să mă ia dracu, în pat era dat cu un topor înfipt în ceafă. Strânsese ceva aur cât a spălat nisip pe vară, așa că ne-am gândit că de-aia a fost omorât. N-am aflat niciodată cine l-a omorât. Vrei să-l car cu ambulanța mea? A întrebat doctorul, arătând spre pat. Șeriful a scuturat din cap. Nici vorbă, asta e o țară săracă, doctore. Cred că îl putem căra ceva mai ieftin. Doctorul și-a pus pălăria pe cap și s-a îndreptat spre ușă, iar omul cu sprâncene s-a dat la o parte. Doctorul a deschis ușa. Să mă anunț dacă vrei să plătesc eu înmormântarea, a zis el, și a ieșit. Ce mod de a vorbi, s-a plâns șeriful. Omul cu sprâncene a zis: hai să sfârșim cu treaba asta și să-l scoatem de aici, să mă pot întoarce la lucru. Luni trebuie să-mi sosească decorurile de la un film și am o grămadă de treabă. Plus că trebuie să-mi caut un contabil nou și nici asta nu e ușor. Pe Weber, unde l-ai găsit? L-a întrebat șeriful. Știi să fi avut ceva dușmani? Cel puțin unul, aș zice, a spus omul cu sprâncene. L-am angajat prin intermediul lui Frank Lauders, de dincolo de la Woodland Club. Tot ce știu despre el e că știa meserie și că se descurca să rezolve o creanță de 10.000 de dolari fără nicio problemă. Altceva n-avea nevoie să știu despre el. Frank Lauder, s-a spus șeriful, asta trebuie să fie cel care a cumpărat acolo. Nu cred că l-am cunoscut. Ce învârte? Aha, a făcut omul cu sprâncene. Șeriful l-a primit calm. Ei, hai, că nu fie la singurul loc unde poți să tragi un pocheraș ca lumea, domnule Holmes. Domnul Holmes l-a privit cu o față de expresie. Ei bine, acum trebuie să mă întorc la lucru. Aveți nevoie de mine să-l cărați? Deloc, nu o să-l mutăm chiar acum. O să-l luăm înainte să se lumineze, dar nu acum. Asta e tot, domnule Holmes. Omul cu sprâncene s-a uitat gânditor la el, apoi s-a întins să apuce clanța ușii. Am zis, aveți 2 nemțoaice care lucrează aici, domnule Holmes. Cine le-a angajat? Omul cu sprâncene și-a smuls trabucul din gură, s-a uitat la el, apoi și l-a înșurubat la loc și mi-a zis, e treaba ta cumva? Fetele se numesc Anna Hoffman și Gertrude Schmidt, sau mai degrabă Schmidt. Împart o căsuță dincolo de Whitewater Cabins
și-au strâns catrafusele și-au coborât dealul astă seară. Gertrude este fata care i-a adus pantofii doamnei Lacey la cizmar. Omul cu sprâncene mă privea nemișcat. Am continuat. După ce Gertrude a luat pantofii să-i ducă la cizmar, i-a lăsat câteva minute pe biroul domnului Weber. Într-unul din pantofi erau 500 de dolari. Domnul Lacey îi pusese acolo doar așa ca o glumă să-i găsească doamna Lacey. E prima oară când aud de așa ceva, a spus omul cu sprâncene. Șeriful nu spunea nimic. Banii nu au fost furați. Cei doi Lacey i-au găsit tot în pantofi, la cizmărie. Omul cu sprâncene a zis, mă bucur că totul s-a terminat cu bine. A deschis ușa, a ieșit și a închis după el. Șeriful n-a zis nimic pentru a-l opri. S-a dus până în colțul camerei și a scuipat în coșul de gunoi. Apoi a scos o batistă cachi imensă din buzunar și a luat cuțitul de pe pat cu ea. L-a înfășurat și l-a înfipt la centură. S-a plecat și a rămas un timp privind omul mort de pe pat. S-a îndreptat și a aranjat pălăria și s-a îndreptat spre ușă. A deschis-o și s-a uitat înapoi spre mine. E cam complicată treaba, a zis el, dar nu cred că e atât de complicată încât cât crezi tu că e. Hai să mergem acasă la Lacey. Am ieșit, iar el a încuiat ușa și a băgat cheia în buzunar. Am coborât scările, am traversat holul și am ieșit în stradă. Apoi am traversat-o spre un automobil mic, prăfuit și scorojit de soare, care era parcat lângă o gură de incendiu. Un tânăr șaten era la volan, părea subnutrit și cam murdar, ca majoritatea localnicilor. Eu și șeriful am urcat în spate. Șeriful a zis, știi locul Baldwin din capul lui Bolsage? Andy, aha, mergem până acolo, să oprești un pic mai încoace. A privit către cer, e lună plină noaptea asta, o splendoare. Cabana de pe deal arăta la fel ca ultima dată când o văzusem. Aceleași ferestre erau luminate, aceeași mașină în garajul dublu deschis, același scheunat sălbatic în noapte. Ce naiba mai e și asta? A zis șeriful. Pare a fi un coyot. Doar pe jumătate, i-am spus eu. Flăcăul cafeniu de la volan s-a întors și a întrebat. Vrei să o trag în față, Jim? Mai coboară puțin, până sub pinii aia bătrâni. Mașina s-a oprit fără zgomot în umbra de la marginea pinilor. Am coborât cu șeriful. Tu stai aici, Andy, și ai grijă să nu te vadă cineva, a spus șeriful. Am eu motivele mele. Ne-am întors la drum și am trecut prin poarta rustică. Urletul câinelui s-a auzit iarăși și ușa de la intrare s-a deschis. Șeriful a urcat câteva trepte și și-a scos pălăria. Doamna Lacey, sunt Baron, șeriful din Puma Point. Dânsul este domnul Evans din Los Angeles, cred că-l știți. Putem intra câteva minute? Femeia îl privea cu fața completă în umbră, așa că nu putea vedea nimic din ce exprima. S-a întors puțin și m-a privit, apoi a spus fără vlagă. Da, intrați. Am intrat și femeia a închis ușa după noi. Un bărbat solid cu părul cărunt, care stătea într-un fotoliu, a dat drumul pe podea câinelui pe care îl ținuse și s-a ridicat. Câinele a traversat camera, a sărit pe burta șerifului, s-a răsucit în cădere și deja dădea ture când a atins podeaua. Ei, ce cățeluș drăgălaș, a zis șeriful, băgându-și cămașa în pantaloni. Omul cu părul grizonat ne-a zâmbit plăcut. Bună seara, a zis el. Dinții lui albi și puternici sclipeau prietenoși. Doamna Lacey era îmbrăcată tot în jacheta stacojie cu revere duble și în pantalonii gri. Fața ei părea ceva mai bătrână și mai uscată. A privit în jos și a făcut prezentările. Dânsul este domnul Frank Lauders de la Woodland Club. Domnul Baron și s-a oprit și a ridicat privirea uitându-se undeva pe lângă umărul meu stâng. Nu mai țin minte numele domnului, a spus ea. Evans, a spus șeriful, fără să se uita la mine, iar al meu este Baron, nu Bannon. A înclinat din cap către Lauders. Am înclinat și eu din cap către Lauders. Lauders a zâmbit spre amândoi. Era solid, părea bogat, dădea senzația de putere, era bine întreținut și amabil. Nu avea nicio grijă pe lumea asta. Frank Lauders,
cel mare și vesel, camaradul tuturor. A spus, îl cunosc de mult timp pe Fred Lacey. Tocmai treceam pe aici și am zis să mai schimbăm două vorbe. Dar nu e acasă și trebuie să-l aștept pe un prieten să vină să mă ia cu mașina. Mă bucur să te cunosc, domnule Lauder, a spus șeriful. Am auzit că ai cumpărat clubul ăla, dar nu am avut plăcerea de a te întâlni până acum. Femeia s-a lăsat încet pe brațul unui fotoliu. M-am așezat și eu. Cățelușa Shiny mi-a sărit în poală. M-a scutit pe mine de a-mi mai spăla urechea dreaptă și s-a lăsat la podea sub scaunul meu. A rămas acolo gâfâind și lovind podeaua cu coada. Pentru o clipă, camera a apărut încremenită. Dinspre ferestrele de la fațadă a venit un ușor huruit de motor de afară, care nu i-a scăpat șerifului. Și-a ridicat puțin capul, dar nu i s-a văzut nimic pe figură. A zis, domnul Evans a venit la mine și mi-a spus o poveste ciudată. Sper să nu fac o greșeală dacă o dezvăluie aici, ținând cont că domnul Lauders este un prieten de-al familiei. S-a uitat la doamna Lacey și a așteptat. Ea și-a ridicat încet privirea, dar nu de ajuns pentru a o întâlni pe a lui. A înghițit de câteva ori în sec, după care a înclinat din cap. O mână a început să-i alunece pe brațul fotoliului în sus și în jos. Încet, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Lauders zâmbea. Aș fi dorit să fie și domnul Lacey acasă, a spus șeriful. Credeți că se va întoarce curând? Femeia a dat din nou din cap. Cred că da, a zis ea cu o voce uscată. A plecat de mult, imediat după prânz. Nu știu unde ar putea fi. Nu prea-mi vine să cred că a coborât dealul fără să-mi spună mie, dar cred că ar fi avut timp să o facă. Poate a intervenit ceva. Se pare că într-adevăr a intervenit ceva, a spus șeriful. Se pare că domnul Lacey a trimis o scrisoare domnului Evans, în care îl ruga să vină aici repede. Domnul Evans este detectiv în Los Angeles. Femeia își mișca mâna necontenit. Detectiv, a șoptit ea. Pentru ce naiba să fi făcut una ca asta, a intervenit Lauders. Pur și simplu pentru că niște bani au fost ascunși într-un pantof, a zis șeriful. Lauder s-a ridicat din sprâncene și s-a uitat la doamna Lacey. Doamna Lacey a strâns din buze și a zis imediat. Nu i-am recăpătat, domnule Bannon, că Fred nu vroia decât să facă o glumă. Câștigase niște bani la curse și a ascuns într-un pantof de-al meu. Zicea că vrea să-mi facă o surpriză. Eu am trimis pantoful la reparat cu banii înăuntru, dar banii erau tot acolo când ne-am dus după ei. Baron e numele, nu Bannon, a spus șeriful. Dacă v-ați găsit toți banii... Deci v-ați găsit toți banii intacți, doamnă Lacey. Cum? Dar sigur că da. Ei, la început ne-am gândit noi că fiind într-un hotel, eu fi luat vreo cameristă. Ei bine, nu mai știu exact la ce ne-am gândit. Oricum, era un loc destul de aiurit să ascunzi niște bani, dar i-am recuperat până la ultimul bănuț. Dar erau aceiași bani? Am întrebat eu. Începusem să-mi dau seama încotro bătea și nu prea îmi convenea. A dat să se uite la mine, dar nu și-a terminat mișcarea. Dar, desigur, de ce nu? Nu așa am auzit eu povestea de la domnul Evans, a spus șeriful, împreunându-și mâinile pe burtă. S-ar părea că există o mică deosebire aici. Față de ce i-ați spus domnului Evans. Lauder s-a plecat brusc înainte, fără însă ca zâmbetul lui să-i se facă șterns de pe față. Nici măcar n-am fost surprins. Femeia a făcut un gest vag și mâna a început să-i se miște pe brațul scaunului. Ce i-am spus? Ce i-am spus eu domnului Evans? Șeriful a întors încet capul spre mine și mi-a aruncat o privire directă și dură. Și-a întors capul. A început să bată încet cu o palmă peste dosul celelalte, de pe burtă. Am înțeles că domnul Evans a mai fost pe aici ceva mai devreme și i-a povestit despre treaba asta, doamna Lacey. Despre banii care au fost înlocuiți. Înlocuiți, vocea ei avea un accent straniu, găunos. Domnul Evans v-a spus că a mai fost astăseară mai devreme aici, dar nu l-am mai văzut în viața mea pe domnul Evans. Nici măcar nu m-am deranjat să mă uit la ea. Omul meu era Lauders. La el mă uitam.
Îmi atrăgea privirea ca monezile care scurg la pocherul mecanic. El a chicotit și a apropiat un chibrit aprins de capătul trabucului. Șeriful și-a închis ochii. Pe față îi se aștenuse un fel de tristețe. Cățelul și-a ieșit de sub scaunul meu și s-a oprit în mijlocul camerei cu ochii la Lauders. Apoi a mers într-un colț și s-a ascuns sub cuvertura unei sofale. S-a auzit zgomotul unor găfâieli. Apoi s-a făcut liniște. Foarte complicat, a zis șeriful, vorbind ca pentru sine. Nu prea suntem pregătiți pentru o afacere din asta. Nu am experiență. Aici la noi nu prea avem cazuri din astea, care trebuie rezolvate rapid. Nu avem deloc delicte la munte, sau doar foarte rar. Fața ei se strâmbă și a deschis ochii. Câți bani erau în portofelul ăla, doamnă Lacey? 500 de dolari. Vocea ei de-abia se auzea. Ai cui erau banii aia, doamnă Lacey? Cred că ai lui Fred. Credeam că a avea de gând să vii de-a dumneavoastră, doamnă Lacey. Vroia, a zis ea repede. Vrea. Dar eu nu am nevoie de ei acum. Nu aici. Probabil că o să-mi dea un cec mai încolo. Or fi la el în buzunar sau sunt aici în cabană, doamnă Lacey. A scuturat violent din cap. Probabil că în buzunar la el. Nu știu, vreți să percheziționați cabana? Șeriful a ridicat din umerii lui graș. O, nu, cred că nu, doamnă Lacey. Nu mi-ar folosi la nimic chiar dacă i-aș găsi. Mai ales că nu au fost înlocuiți. Ce înțelegeți prin înlocuiți, domnule baron? A zis Lauders. Schimbați cu unii falși, i-a răspuns șeriful. Lauders a râs încetişor. Iată o chestie amuzantă, nu credeți? Bani falsificați la Puma Point. Nu s-ar spune că este chiar locul ideal pentru așa ceva. Șeriful a dat din cap trist. Nu prea sună rezonabil, nu-i așa? Și singura dumneavoastră sursă de informații din această problemă este domnul Evans, aici de față, care pretinde că este detectiv. Detectiv particular, fără îndoială. M-am gândit și eu la asta, a spus șeriful. Lauders s-a întins și mai mult înainte. Mai aveți vreo altă dovadă în afara spuselor domnului Evans că Fred Lacey a cerut să vină aici? Trebuie să fi știut el ceva dacă a venit aici, a zis șeriful cu o voce îngrijorată. Și mai știa și de banii din pantoful doamnei Lacey. Nu am pus decât o întrebare, a zis Lauders încet. Șeriful s-a răsucit spre mine. Îmi înghețase deja zâmbetul. De la incidentul de la hotel nu mai verificasem dacă mai aveam scrisoarea de la Lacey. Acum știam că era prea târziu. Ai o scrisoare de la Lacey? M-a întrebat el cu o voce dură. Am ridicat mâna spre buzunarul de la piept. Baron a făcut fulgerător două mișcări cu mâna lui dreaptă în jos și în sus și când le-a terminat, în mână avea coltul de frontieră. Dă-mi mai întâi pistolul, mi-a zis el printre dinți. Am deschiat haina și am ținut-o desfăcută. S-a apropiat de mine și mi-a smuls automatul din toc. S-a uitat la el scârbit un moment, apoi a dat drumul într-un buzunar de la pantaloni. S-a așezat din nou și a zis destins, acum să vedem. Lauders se uită la mine fără vreun interes deosebit. Doamna Lacey și-a împreunat mâinile și le-a răsucit cu putere. Apoi a rămas cu ochii ațintiți pe porțiunea de potea de lângă picioarele sale. Am scos ce aveam în buzunarul de la piept, niște scrisori, câteva cartonașe pentru însemnări obișnuite, un set de curățitoare pentru pipă, o batistă de rezervă. Scrisoarea care îmi trebuia nu mai era printre ele. Le-am pus pe toate la loc, mi-am scos o țigară, am aprins un chibrit și mi-am aprins-o nonșalant. Ați câștigat, am spus, amândoi. Fața lui Baron s-a înroșit, ușor și ochii au sclipit. A plescăit din buze în timp ce își muta privirea de la mine. Lauders s-a întrebat, politicos, de ce n-am verificat dacă este într-adevăr detectiv? Baron de-abia i-a aruncat o privire. Nu mă interesează mărunțișurile, a spus el. Deocamdată investigăm o crimă. Nu părea să se uite nici la Lauders, nici la doamna Lacey. Părea că îl interesează foarte mult colțul tavanului. Doamna Lacey a tresărit puternic și mâinile ei s-au încleștat atât de tare că pielea ei s-a albit la încheieturi și a început să strălucească în lumină. Gura ei s-a deschis încet și și-a dat ochii peste cap. Un suspin uscat i-a murit în gâtlej.
Lauders și-a scos trabucul din gură și l-a așezat cu grijă în scrumiera adâncă de alamă de lângă el. Gura era încleștată, n-a spus nimic. Cronometrarea fusese perfectă. Baronul le dăduse tot ce trebuia pentru a reacționa și nici o secundă ca să-și revină. A zis pe același ton indiferent. Un bărbat numit Weber, contabil la Indian Head Hotel, a fost înjunghiat în cameră la Evans. Evans era acolo, dar a fost doborât înaintea comiterei crimei, așa că el este unul dintre flăcăii aia despre care tot auzi, dar pe care foarte rar îl întâlnești. Flăcăii aia care ajung primii acolo. Nu eu, am spus. Tipii au comis crimele și mi le-a aruncat la picioare. Capul femeii a tresărit. Și-a ridicat privirea și, pentru prima oară, s-a uitat direct în ochii mei. În a ei era o luminiță bizară care strălucea undeva departe, singuratică și mizerabilă. Baron s-a ridicat. Nu m-am prins, a spus el, nu m-am prins deloc, dar cred că nu o să greșesc dacă îl iau pe tipul ăsta cu mine. S-a întors spre mine. Să nu fugi prea tare, amice, cel puțin la început. Întotdeauna îi dau avans unui om 40 de metri. Nu am spus nimic, nimeni nu a spus nimic. Apoi baron a zis încet, va trebui să vă cer să mai rămâneți aici până ce mă întorc. Domnule Lauders, dacă vor veni prietenii dumneavoastră să vă ia, spuneți-le să plece. Va fi plăcerea mea să vă conduc până la club, mai târziu. Lauders a dat din cap. Baron s-a uitat la ceasul de pe servantă. Era 12 fără un sfert. E cam târziu pentru un boșoroc ca mine. Credeți că domnul Lacy se întoarce curând, doamnă? Cred că da, a zis ea și a făcut un gest care era într-o chiparea deznădejdii. Baron s-a îndreptat spre ușă și mi-a făcut un semn cu bărbia. Am ieșit pe verandă. Cățelușa a ieșit pe jumătate de sub pat și a scos un fel de strănut. Baronul s-a uitat la ea. Tare drăgălașă cățelușa. Am auzit că e pe jumătate coyot. Ce ziceți că e cealaltă jumătate? Nu știu, a murmurat doamna Lacy. Cam așa stau și eu cu cazul ăsta la care lucrez acum, a zis baron și m-a urmat pe verandă. 9. Am coborât pe drum fără să vorbim, până am ajuns la mașină. Andy stătea sprijinit într-un colț cu o țigară pe jumătate fumată stinsă în colțul gurii. Am urcat în mașină. Dă-i drumul înainte, vreo 200 de metri, a zis baron, și fă cât mai mult zgomot. Andy a pornit motorul, l-a ambalat, a schimbat vitezele cu zgomot și mașina a ieșit din umbra pomilor în lumina lunii. Am început să urcăm panta dealului presărată de trunchiurile pomilor. Când ajungi sus, întorci și oprești, da? Nu prea aproape de drum, a zis baron. Să nu te vadă din cabană și stinge luminile înainte să întorci. Aha, a făcut Andy. A întors mașina imediat după culmea dealului, ocolind un copac. A dat înapoi pe micul deal, apoi a tăiat contactul. Chiar pe vârful pantei era o tufă mare de manzanită, foarte înaltă. Mașina s-a oprit acolo și Andy a tras cu grijă frâna de mână pentru a atenua zgomotul clichetului. Baron s-a întins în față de pe bancheta pe care stăteam amândoi. O să traversăm drumul și o să coborâm la apă. N-am chef nici să faceți zgomot, nici să ieșiți în lumina lunii. Aha, a zis Andy. Am coborât din mașină. Am traversat cu grijă porțiunea de pământ a drumului. Apoi am călcat cu grijă pe covorul de ace de brat. Ne-am furișat printre pomi, ocolind crengile căzute la pământ, până ce am ajuns la doi pași de marginea lacului. Baron și-a apropiat fața de cea lui Andy. Auzi ceva? 8 cilindri, cam paradit. Am ascultat și eu. Aș fi vrut și eu să zic că auzeam ceva. Dar nu puteam fi sigur. Baron a arătat cu fața spre cabană. Urmărește luminile din cabană, mi-a șoptit el. Am așteptat. Au trecut 5 minute sau destul timp să ni se pară că au trecut 5 minute. Luminile de la cabană nu s-au schimbat. Apoi am auzit un zgomot îndepărtat, aproape de imaginație. Zgomotul unei uși care se închidea. Apoi pași pe treptele de lemn. Deșteaptă chestie, a șoptit baronul în urechea lui Andy. Au lăsat luminile aprinse.
Am mai așteptat încă un minut, mai scurt de data asta. Murmurul leneș al motorului a izbucnit într-o explozie de huril și de pulsații convulsive, iar pe lângă ele s-a auzit zgomotul unor sărituri. Apoi sunetul a scăzut până la nivelul unui tors gros, ca imediat să înceapă să se îndepărteze. O umbră întunecată a alunecat pe apa sclipitoare. O formă curbă de spumă și-a dispărut după o ridicătură a malului. Baron și-a scos un pachet de tutun de mestecat și a luat o porție. A amestecat cu o deosebită satisfacție. Și-a tras o scuipătură la 2 metri de vârfurile picioarelor sale. Apoi s-a ridicat și s-a scuturat de praf și de ace. Ne-am ridicat și noi. Oamenii n-ar mai trebui să mestece tutun în ziua de azi, a spus el. Astea nu sunt condiții pentru așa ceva. Era cât paci să adorm acolo în cabană. A ridicat coltul pe care încă îl mai ținea în mâna stângă. L-a schimbat în mâna dreaptă și și-a înfipt arma în toc. Ei, l-a întrebat el pe Andy, e barca lui Ted Rooney, a zis Andy. Are două supape paradite și o fisură la țeava de eșapament. Cel mai bine se aude când dă drumul la gaz, cum a făcut adineori, înainte de a pleca. Pentru Andy fusese un adevărat discurs, dar Baron nu a fost mulțumit. Ești sigur că nu greșești, Andy? O groază de bărci au supape paradite. Atunci de ce dracu mai m-a întrebat, a zis Andy supărat. Ok, Andy, nu te-am bala. Andy a mărit. Ne-am întors la mașină și l-a pornit motorul. L-a întrebat pe Baron. Cu lumină? Baron a încuvințat. Andy a aprins farurile. Unde mergem? Acasă la Ted Rooney, a zis Baron. Bagă viteză, sunt 16 km până acolo. N-am cum să ajung în mai puțin de 20 de minute, a zis Andy nemulțumit. Trebuie să trecem prin Puma. Mașina a intrat pe drumul pavat și a trecut pe lângă tabăra de băieți cufundată în beznă, printre celelalte campinguri. Apoi s-a înscris la stânga pe șosea. Baronul nu a deschis gura până ce nu am ieșit din sat, pe drumul spre Speaker Point. Orchestra dansatorilor era încă pe poziție. Ei, ce zici, te-am prostit? M-a întrebat el. Destul. Am greșit cu ceva? Ai făcut o treabă perfectă, am spus. Dar pe Lauders nu cred că l-ai prostit. Doamna părea destul de stânjenită, a spus Baron. Dar Lauders ăsta e un tip tare. Solid, liniștit, pare priceput. Dar tot l-am prostit. A făcut greșeli. Da, cred că a făcut vreo două, am spus. Una că era acolo, a doua că ne-a spus că urmează să vină un prieten să-l ia. Asta ca să explice de ce nu avea mașină. Dar nu trebuia să explice nimic. Era o mașină în garaj și nu aveai de unde să știa a cui era. Și a mai fost aia cu barca ținută la relanti. Asta n-a fost o greșeală, a zis Andy din față. N-a fost, dacă ai încercat vreodată să o pornești neîncălzită. Baron a zis, nu e nevoie să-ți bagi mașina în garaj când faci o vizită pe aici. Nu e o mezeală ca să ai de ce să oferești. Și barca putea fi a oricui. Putea fi vorba de niște puștani care să vrea să se cunoască mai bine. Până acum n-am nimic împotriva lui și el știe treaba asta, doar că a sărit calul încercând să mă aburească. A scuipat pe fereastra deschisă a mașinii. A pleznit capota din spate ca o cârpă udă. Mașina aluneca în lumina lunii scrâșnind din pneuri la curbe, urcând și coborând pantele dealurilor printre brazi uriași. Pe lângă staule deschise unde se odihneau animale. Am spus. Știa că nu mai am scrisoarea pe care mi-o scrisese Lacey, pentru că mi-o luase chiar el, în camera mea de la hotel. Lauders e ăla care m-a doborât și l-a înjunghiat pe Weber. Lauders știa că Lacey e mort, chiar dacă nu el l-a omorât, și de asta s-a dus la doamna Lacey. Ea crede că soțul ei e în viață și că e în mâinile lui. Bag seamă că-l consider pe Lauders ăsta omul dracului, a zis calm Baron. De ce să-l fi înjunghiat el pe Weber? Pentru că de la Weber au pornit toate necazurile. Aici este vorba despre o organizație. Scopul ei este să scape de niște bancnote de $10. Foarte bine falsificate și probabil foarte multe. Și nu poți realiza așa ceva dacă scapi de ele în loturi de $500. Toate noi nouțe, în niște condiții care ar trezi bănuielile oricui. Dar emite unui tip atât de prudent ca Fred Lacey.
Îmi place cum gândești, fiule, a zis șeriful, prinzându-se de ușă în timp ce luam o curbă strânsă, dar vecinilor nu le convine chestia asta. Eu trebuie să fiu mai prudent, dar sunt în ograda mea. Puma Place nu mi se pare un loc prea al dracului de bun ca piață de desfacere pentru bani falși. Ok, am zis. Pe de altă parte, dacă Lauders e omul meu, s-ar putea să fim foarte greu de prins. Sunt trei drumuri care pleacă din vale și mai sunt și vreo 6 avioane care fac curse spre est în timpul verii, pentru concursurile de golf de la Woodland Club. N-ai zice că ești prea îngrijorat din cauza asta, i-am spus. În general, un șerif de la munte nu prea are de ce să-și facă griji, a spus calm Baron. Nimeni nu-i pretinde să aibă și creier, mai ales tipica domnul Lauders gândesc așa. 10. Barca era în apă, legată cu parâmă scurtă și se mișca așa cum se mișcă bărcile, chiar și în cele mai liniștite ape. O prelată de pânză gudronată o acoperea în cea mai mare parte, prinsă doar din loc în loc și nu peste tot, așa cum se așează de obicei. Un drum șerpuia printre arborii de enopăr spre șosea, din capătul debarcaderului prăpădit de care era legat capătul celălalt al parâmei. Pe o parte a drumului era un camping cu căsuțe, cu un lămpaș afară drept firmă. De la o căsuță se auzea muzică de dans, dar în rest lumea se retrăsese la culcare. Am coborât acolo pe jos, după ce am lăsat mașina pe marginea șoselei. Baron avea o lanternă puternică și o aprindea din loc în loc. Când am ajuns în capătul drumului, lângă micul debarcader, a aprins-o și a luminat drumul. Se vedeau urme recente de cauciucuri. Ce zici? M-a întrebat el. Urme de cauciucuri, am spus eu. Tu ce zici, Andy? A insistat Baron. Omul ăsta e deștept, da? Nu-i dă nicio idee. Andy s-a plecat să studieze urmele. Cauciucuri noi și încă de alea mari, a zis el și a urcat pe podețul de lemn. S-a plecat din nou și a arătat cu degetul. Șeriful a luminat locul. Aha, a întors aici. Ei și zona asta e plină de mașini noi. S-apropie octombrie și asta înseamnă ceva. Tipii care stau pe aici își mai cumpără câte un cauciuc nou din când în când, la un preț convenabil. În ziua de azi se fac tot felul de învârteli. Mai bine te uita la barca, a zis șeriful. Ce-i cu ea? Să vezi dacă a fost folosită de curând. La dracu, a zis Andy, dar știam că a fost folosită de curând. Întotdeauna ghicește, a zis blând Baron. Andy l-a privit în tăcere o clipă, apoi a tras un scuipat pe pământ și a pornit spre locul unde lăsase mașina. După vreo 10 pași, a zis peste umăr, eu știu, nu ghicesc. S-a întors și aproape că a făcut o brazdă printre copaci. E cam sensibil, a spus Baron, dai băia bun. S-a dus și s-a plecat peste debarcader, pipăind de-a lungul părții din fața bărcii. Apoi a dat din cap și s-a întors lângă mine. Andy are dreptate, întotdeauna are dreptate, dracu să-l ia. Ce fel de cauciucuri zici că sunt astea, domnule Evans? Îți zice ceva? De la un Cadillac V12, am spus eu. Un club coupe cu scaune de pil roșie și cu 2 valize în portbagaj. Ceasul de la bord arată cel puțin 12 și un minut și e cu 1/2 de minut în urmă. A rămas acolo gândindu-se la ce îi spusesem. Apoi a clătinat din capul lui mare. A oftat. Ei, bănuiesc că din asta trăiește, a spus el și s-a întors. Ne-am întors la mașină. Andy era în față, la volan cu o țigară în gură. Privea drept în față, prin parbrizul prăfuit. Pe unde mai stă Rooney mai nou? L-a întrebat Baron. Unde a stat întotdeauna, a zis Andy. Ei, nu e așa de departe până în Bascombe Road. N-am zis altceva, a mărit Andy. Hai să mergem acolo, a zis șeriful și a urcat în mașină. Am urcat lângă el. Andy a întors mașina și a mers cam 1 kilometru pe șosea. Apoi a luat-o pe un drum lateral. Șeriful a țipat la el. Stai așa puțin. A coborât și a luminat cu lanterna suprafața drumului. Apoi s-a întors în mașină. Cred că de data asta avem ceva. Urmele de jos, de lângă lac, nu înseamnă mare lucru. Dar aceleași urme să fie și aici, asta e altceva. Dacă au luat-o spre Bascombe, înseamnă și mai mult. Coloniile alea de la minele de aur sunt pline de afaceri dubioase.
Am pornit pe drumul lateral și am urcat până am ajuns într-un fel de trecătoare largă, plină cu colți de stâncă strălucind albi în lumina lunii. Am mai înaintat cam un kilometru, apoi Andy a oprit mașina. Ok, ochi de șoim, uite cabana, a zis el. Baron a coborât cu lanterna și a făcut câțiva pași. Luminile de la cabana erau stinse. S-a întors la mașină. Au trecut pe aici, a zis el. L-au dus, a dus pe Ted acasă. Când au plecat, au luat-o spre Bascomp. Ce zici, o fi Ted băgat în vreo mărșăvie? De ce nu? Dacă ies ceva biștare, a zis Andy. Am ieșit din mașină și am mers împreună cu Baron la cabană. Era mică și construită grosolan, din brad necojit. Avea un portic de lemn, un coș ancorat cu sârmă și o cărare șerpuitoare, care ducea printre copace din spate. Era întunecată. Am ajuns la portic și Baron a bătut la ușă. Nu s-a întâmplat nimic. A încercat clanța, dar ușa era încuiată. Am ocolit cabana până în spate, uitându-ne la ferestre, dar toate erau închise. Baron a încercat ușa din spate, care era la nivelul pământului. Și asta era încuiată. A izbit-o cu piciorul și bubuitura s-a împrăștiat printre copaci, reverberându-se printre stâncile de pe lângă care trecusem. A plecat cu ei, a zis Baron. Bănuiesc că nu au avut încredere în el să-l lase aici. Și-or fi oprit să-și ia niscaiva boarfe. Asta e. N-aș crede, am zis eu. Nu aveau nevoie de Ronnie decât pentru barca lui. Cu barca asta au săltat cadavrul lui Lacey din capătul lui Speaker Point, aseară de vreme. Probabil i-au legat o greutate și l-au aruncat în lac. Au trebuit să aștepte să se întunece bine pentru asta. L-au folosit pe Ronnie pentru treaba asta și l-au plătit. În noaptea asta au avut din nou nevoie de barcă. Dar poate că s-au gândit că nu mai au nevoie de Ronnie. Așa că, dacă ar fi în Bascomb Valley, într-un loc retras, falsificând sau aranjând banii, poate că nu au vrut să îl ia și pe Ronnie cu ei. Iar ai ghicit, fiule, a spus șeriful binevoitor, dar n-am mandat de percheziție. Dau un minut, pot să arunc și o privire la căsuța asta din povești. Așteptăm aici. A pornit spre partea din fața cabanei. M-am dat 2 metri înapoi să-mi fac vânt și am izbit ușa. A trusnit și lemnul s-a crăpat pe diagonală. În spatele meu, șeriful a strigat, hei, dar slab, fără convingere. M-am dat din nou în spate 2 metri și am mai bușit odată ușa. Am trecut prin ea și m-am trezit dincolo pe mâini și în genunchi, pe o bucată de linoleum care mirosea a pește. M-am ridicat în picioare și am întors comutatorul ca să aprind becul. Baron stătea în spatele meu, scoțând sunete dezaprobatoare. Eram într-o bucătărie cu o sobă de lemne și cu rafturi din scânduri cu diverse vase pe ele. Soba era călduță, niște cratițe nespălate erau pe lighean și miroseau. Am traversat bucătăria și am intrat în camera din față. Pe un perete era un pat îngust, acoperit cu o pătură soioasă, aruncată parcă în grabă peste el. Mai era o masă de lemn, câteva scaune, o ladă cu radio, câteva undițe pe pereți, o scrumieră cu 4 pipe arse în ea și un teanc de ziare îngălbenit într-un colț pe podea. Tavanul era construit jos pentru a păstra mai bine căldura în casă. Într-un colț era un chepeng care dădea în pot, iar sub el se afla o scară cu trepte din lemn. Un geamantan din pânză, ondulat de la umezeală, era așezat pe o cutie deschisă din care ieșeau diverse obiecte și capete de îmbrăcăminte. Baron s-a apropiat de geamantan și a zis, se pare că Ronnie se pregătea să se mute sau să plece într-o călătorie, dar au venit băieții și l-au săltat. N-a terminat de împachetat, dar costumul și l-a pus. Unul ca Ronnie n-are decât un costum de haine și îl pune pe el doar când coboară dealul. Nu e aici, am zis eu, dar cred că a mâncat, plita era caldă. Șeriful s-a uitat bănuitor la scara de la pod. A urcat pe scara de lemn și a ridicat căpengul cu capul. A aprins lanterna și s-a uitat prin pod. Apoi a lăsat trapa la loc și a coborât. Cred că valiza o ținea sus în pod, a zis el. Văd că are un motor vechi acolo. Mergem? N-am văzut nicio mașină, am spus eu. Trebuie să fie avut mașină. Aha, avea un Plymouth vechi. Stinge luminile.
Am trecut înapoi prin bucătărie. Ne-am mai uitat puțin, apoi am stins lumina și am ieșit. Am închis ce mai rămăsese din ușa din spate. Baron a examinat urmele de la cauciucurile de pe prundișul drumului și a mers pe ele până lângă un stejar uriaș, unde se vedeau niște pete întunecate, care însemna că o mașină stătuse mai multă vreme acolo și pierduse ulei. Baronul s-a întors balansându-și lanterna, s-a uitat spre privata dintre pom și a zis: „Poți să te întorci lângă Andy, vreau să mă uit puțin pe aici.” N-am spus nimic, l-am urmărit cu privirea cum se ducea pe potecă spre privată. A ridicat zăvorul și a deschis ușa. Am văzut cum lumina lanternei intră înăuntru și trece printre scândurile acoperișului, aprinzând grângile copacului de lângă el. M-am dus la mașină și am intrat înăuntru. Șeriful a lipsit multă vreme. S-a întors mergând la gale și s-a oprit lângă mașină să-și bage între foci o porție din tutunul de mestecat. „Runi”, a zis el, „e în privată, împușcat de două ori în cap. S-a urcat în mașină, împușcat cu o armă mare și foarte mortală. Luându-mă după cele constatate, aș putea spune că cineva se grăbea al dracului de tare.” 11. Drumul urca aproape în trepte albia torentului, care fusese aproape astupată cu bucăți de stânci căzute de pe versanți și se oprea cam la 500 de metri deasupra nivelului lacului. Am trecut pe lângă un ocol de vite, apoi drumul a început să coboare și am traversat o pajiște ondulată, pe lângă alte câteva vaci, pe lângă o fermă întunecată și în sfârșit am ajuns la o bifurcație. Andy a oprit mașina și Baron a ieșit cu lanterna. „Au făcut la stânga”, ne-a spus el, îndreptându-se după un timp. „Noroc că n-a mai trecut nicio mașină între noi. A urcat în mașină. La stânga nu duce spre galeriile vechi”, a zis Andy. „La stânga ajunge acasă la Warden și pe urmă înapoi la lac la Astăvilar.” Baron a rămas tăcut un timp, apoi a coborât din mașină și și-a aprins din nou lanterna. Când a ajuns în mijlocul teului, a scos o exclamație de surprindere. S-a întors la noi și a stins lanterna. „Au făcut și la dreapta”, a spus el, „dar mai întâi la stânga. Au revenit pe același drum, dar înainte au fost undeva spre vest. Facem și noi ca ei.” „Ești sigur?” a zis Andy, „că au luat-o mai întâi la stânga și nu după aia?” „La stânga ar fi drumul care iese în autostradă.” „Aha, urmele spre dreapta sunt suprapuse peste cele înspre stânga.” Am luat-o spre stânga. Movilele care străjuiau valea erau acoperite cu goruni bătrâni, unii dintre ei pe jumătate uscați. Creșteau până la 5 sau 6 metri înălțime și apoi se uscau, iar crengile lor se decojeau, devenind cenușii și strălucitoare în bătaia lunii. Am parcurs aproximativ 2 km până să ajungem la un drum, mai degrabă două dâre de roți care o lua spre nord. Andy a oprit, iar Baron a coborât din nou să joace cu lanterna. A ridicat degetul mare în sus și Andy a pornit mașina, iar șeriful a urcat. „Băieții ăștia n-au fost deloc atenți”, a zis el, „dar deloc nu cred că și-au închipuit că Andy o să-și dea seama doar după sunetul motorului a cui e barca.” Drumul a devenit curând doar o sportună în munte, cu vegetație sălbatică atât de apropiată că mașina numai cu dificultate reușea să treacă fără a fi zgâriată. Apoi, după un colț, s-a dublat. A început să urce iarăși și după ce am ocolit un pinten de deal, chiar în față ne-a apărut o cabană micuță, cu spatele lipit de panta dealului și aproape înconjurată de copaci. Brusc din casă, sau foarte de aproape, s-a auzit un urlet lung și sfâșietor de animal, urlet care s-a sfârșit într-un lătrat nervos. Baron a început să zică: „Taie!” Andy deja stinsese farurile și a tras mașina pe marginea drumului. „Cred că e prea târziu”, a zis el cu o voce uscată. „Trebuie să ne fi văzut, dacă o fi fost cineva la pândă.” Baron a ieșit din mașină. „A zice că a fost un coyot, Andy.” „Aha, suspect de aproape de casă pentru un coyot, nu crezi, Andy?” „Aiurea”, a zis Andy, „dacă luminile sunt stinse, coyotul vine doar până lângă casă să caute în gunoi un gropat.” Ar fi putut fi cățelușaia”, a spus Baron. „Sau găină făcând un nou pătrat”, am zis eu. „Ce mai așteptăm?
Și ce-ar fi să îmi dai pistolul înapoi? Și ce facem? De fapt, încercăm să prindem pe cineva sau doar încercăm să ne închipuim ce au făcut alții între timp? Șeriful a scos pistolul meu din buzunarul stâng de la spate și mi l-a dat. Nu-i nicio grabă, a zis el, pentru că Lauders nu se grăbește. Dacă se grăbea, putea fi de mult plecat. S-a grăbit să scape de Runii, pentru că Runii știa ceva despre ei. Dar acum Runii nu mai știe nimic, pentru că e mort. Casa lui e încuiată și mașina lui e luată de acolo. Dacă nu i-ar fi i-ai fi spart ușa din spate, ar fi putut să mai stea în privata aia încă 2 săptămâni până să devină cineva curios. Urmele astea de cauciucuri sunt destul de evidente, dar numai pentru că am știut noi de unde să pornim. Ei n-au niciun motiv să creadă că am dat de ele. Deci ce facem? Nu, eu nu mă grăbesc. Andy s-a aplecat și a scos o carabină pentru cerbi. A deschis portiera din stânga și a ieșit din mașină. Cățelușa e acolo, a zis barul calm. Asta înseamnă că și doamna Lacey e acolo. Și poate încă unul care o păzește. Cred că ar trebui să mergem acolo să aruncăm o privire, Andy. Sper că ți-e teamă, a zis Andy, pentru că mie mea. Am pornit printre copaci. Până la cabană erau cam 200 de metri. Noaptea era încremenită. Chiar și de la distanța asta am auzit cum se deschide o fereastră. Înaintam spre casă, având între noi cam 5 metri. Andy rămăsese în urmă să încuie mașina. Apoi l-am văzut că descrie o curbă largă mult spre dreapta. Dinspre cabană nu se mai auzea nimic și nu se vedea nicio lumină, în timp ce ne apropiem. Coyotul sau Shiny, câinele sau ce-o fi fost, n-a mai lătrat. Am ajuns foarte aproape de casă, cam la 20 de metri, aflându-mă la aceeași distanță de baron. Era o cabană grosolană, cam ca a lui Rooney, dar ceva mai mare. În spate avea un garaj deschis și gol și în față o prispă mică podită cu piatră de râu. Atunci s-a auzit dintr-o dată zgomotul ascuțit al unei lupte în cabană și au început să lat și un început de lătrat ne-a zgâriat timpanele. Baron s-a aruncat pe burtă, la pământ și eu am făcut la fel. Nu s-a întâmplat nimic. Baron s-a ridicat încet în picioare și a pornit spre cabană, făcând pauză după fiecare pas. Eu am rămas acolo unde eram. A traversat spațiul deschis din fața prispei și a început să urce treptele. S-a oprit apoi, perfect distinct în lumina lunii, cu coltul în mână. Părea o metodă ideală de a te sinucide, dar nu s-a întâmplat nimic. Baron a ajuns în capătul scării și s-a lipit de perete. În stânga avea o fereastră, iar în dreapta ușa. Și-a mutat pistolul în mâna cealaltă și s-a întins să bată cu țeava în ușă. Apoi a schimbat rapid arma în mâna dreaptă și s-a lipit de perete. Din casă s-a auzit scheunatul câinelui. În partea de sus a ferestrei deschise a apărut o mână ținând un pistol. Mâna cu pistolul se mișca încet. Era o țintă destul de dificilă la o distanță și în condițiile astea, dar trebuia să o fac. Am tras. Lătratul automatului a fost înghițit de bubuitura carabinei. Mâna a căzut și arma a alunecat pe verandă. Mâna a mai ieșit puțin în afară, cu degetele rășchiate, apoi a zgâriat cerceveaua ferestrei. A dispărut înăuntru și câinile a început să urle. Baron era la ușă zgâlțind-o în timp ce eu și Andy ne apropiam în fugă de cabană, din direcții diferite. Baron a reușit să deschidă ușa când eu ajungeam la scări cu Andy imediat după mine. În momentul acela s-a aprins lumina în cabană. Doamna Lacey era în mijlocul camerei, ținând cățelușa în brațe. Un om solid și blond zăcea într-o rână, sub fereastra deschisă, încercând să se întindă după pistolul care căzuse prin fereastra în partea cealaltă a zidului. Doamna Lacey și-a desfăcut brațele și a dat drumul cățelușei, care a țâșnit și l-a lovit pe șerif în burtă cu nasul ei mic și ascuțit, cățărându-se pe cămașa acestuia până la gât. Apoi și-a dat drumul pe podea și a început să alerge în cerc, repede și tăcut, fluturându-și bucuros ciotul de coadă. Doamna Lacey stătea încremenită, cu figura golită de orice, de parcă ar fi fost moartă. Omul de pe podea a mormăit ceva între gâfâiel și gemete, ochii închizându-i se intermitent.
O spumă rozalie se prelingea pe bărbie în timp ce își mușca buzele. Ce cățeluș drăgălaș, doamnă Lacey, a zis baron, păgându-și cămașa în pantaloni. Dar n-aș zice că e chiar așa bine să-l ții prin preajmă în cazuri din astea, cel puțin pentru anumite persoane. S-a uitat la omul de pe podea. Ochii acestuia s-au deschis odată și au rămas fixi. V-am mințit, a spus doamna Lacey repede. A trebuit să o fac. Viața soțului meu depindea de asta. El îl ține pe undeva pe aici. Nu știu exact unde, dar spunea că nu departe. A plecat să îl aducă la mine, dar m-a lăsat cu un paznic. Nu am putut să fac nimic, domnule șerif. Îmi pare rău. Știam că mințiți, doamnă Lacey, a zis încet baron. Și-a privit coltul din mână și l-a băgat în tocul de la șold. Știam și din ce cauză, dar soțul dumneavoastră e mort, doamnă Lacey. E mort mai de mult. Domnul Evans l-a văzut. Știu că vă vine greu, doamnă, dar e mai bine să știți. A încetat să mai miște și părea că nici nu mai respiră. Apoi s-a îndreptat încet spre un scaun și s-a așezat, prinzându-și fața în palme. A rămas așa nemișcată, fără să scoată un sunet. Cățelușa a scâncit și s-a băgat sub scaun. Omul de pe podea a început să își ridice partea superioară a corpului. A ridicat-o încet, înțepenit. Avea privirea goală. Baron s-a apropiat de el, aplecându-se deasupra lui. Ești rănit grav, fiule? Omul și-a dus mâna stângă la piept și a apăsat. Sângele i-a țâșnit printre degete. Și-a ridicat mâna dreaptă până ce aceasta a devenit întinsă și rigidă, îndreptată spre un colț al tavanului. Heil Hitler, a zis el cu o voce groasă. A căzut pe spate și n-a mai mișcat. Gâtul i-a mai tresărit puțin, dar i-a încremenit și totul părea încremenit în cameră, chiar și câinele. Ăsta o fi unul din naziștii, a spus șeriful. Ai auzit ce a zis? Da, am spus. M-am întors și am ieșit din casă. Am coborât treptele și am luat-o printre copaci spre mașină. M-am sprijinit de capotă și mi-am aprins o țigară gândindu-mă. După o vreme au apărut și ceilalți printre copaci. Baron ducea câinele, Andy ducea pușca în mâna stângă. Fața lui cafenie părea șocată. Doamna Lacey a urcat în spate și baron i-a dat câinele. Apoi s-a uitat la mine și a zis, e împotriva legii să fumeze aici, fiule. Sunt mai mult de 50 de pași până la cabana. Am aruncat țigara și am călcat-o cu putere, strivind-o de pământul cenușiu. M-am urcat în mașină în față, lângă Andy. Am pornit și ne-am întors la ceea ce reprezenta drumul principal în locurile astea. Mult timp nimeni nu a vorbit. Apoi doamna Lacey a zis încet. Lauder s-a pomenit de un nume care suna cumva ca Sloat. I l-a spus celui pe care l-ați împușcat. Îi ziceau curt și vorbeau germana. Eu înțeleg un pic, dar vorbeau prea repede. Sloat nu prea suna nume nemțesc. Ar putea însemna ceva. E numele unei mine veche, aflate nu departe de aici. Mina lui Sloat. Știi unde e? Nu unde-i? Aha, cred că pe tipul ăla l-am omorât, nu? Cred că da, Andy. Poate că eu l-am omorât, am spus. Și eu am tras în el. Nici vorba, a spus Andy. Nu erai destul de ridicat ca să-l numerești în piept. Eu eram. Baron a intervenit. Câți era oia care v-au dus la cabană, doamnă Lacey? Nu-mi place că trebuie să vă pun întrebări din astea tocmai acum, dar n-am ce face. Doi, a zis ea cu voce pierdută, Lauders și omul pe care l-ați omorât. El a condus barca. S-a oprit pe undeva pe malul lacului, doamnă? Da, s-a oprit la o cabană mică de pe mal. Lauders conducea. Celălalt curt a coborât și noi am plecat mai departe. După un timp ne-am oprit și curta a apărut după noi cu o mașină veche. A băgat-o într-o viroagă năpădită de sălcii și după aceea a venit cu noi. Asta e tot ce ne trebuia, a spus baron. Dacă găbjim pe Lauders, afacerea e rezolvată. Doar că n-am înțeles nimic din ea. N-am spus nimic. Am ajuns până la intersecția T de unde pornea drumul spre lac și am mers pe el încă vreo 8 km. Ar fi bine să oprești aici, Andy. Continuăm drumul pe jos. Tu rămâi aici.
Aiurea, n-am de gând să stau aici. Ba, o să stai azi, izbucni baron cu o voce tăioasă. Ai o doamnă de care trebuie să ai grijă. Și în plus, ți-ai făcut numărul de morți pentru seara asta. Tot ce-ți cere să ai grijă să ții cățelul ăsta liniștit. Mașina s-a oprit. Am coborât cu baron. Cățelul a scâncit puțin, apoi a rămas nemișcat. Am părăsit drumul și am traversat un teren cu brazi, cu tufe de menzanita și stejar pitici. Mergeam în tăcere, fără să vorbim. Zgomotul pașilor noștri n-ar fi putut fi auzit la mai mult de 10 metri decât de un indian. 12. Am ajuns la capătul tufărișului în câteva minute. Dincolo de el, terenul era mai ridicat și deschis. Pe el se ridica spre cer un păienjeniș de obiecte, câteva maldere de pământ folosit, o grămadă de prefabricate pentru zăgazuri, puse una peste alta și arătând ca un turn de răcire în miniatură. Un jgheab fără sfârșit, îndreptat spre el. Baron și-a apropiat gura de urechea mea. E părăsită de câțiva ani, a zis el. Nu mai merită. O zi dură de muncă pentru doi oameni și nu scoți mai mult aur decât să-ți iei un pachet de țigări. Regiunea asta a fost subtă până la moarte, 60 de ani. Baraca aia josă de acolo e o ghețărie veche. E groasă și rezistentă la gloanțe ca un blindaj. Nu văd nicio mașină, dar poate e spate sau ascunsă. Mai degrabă ascunsă. Ești bine? Am dat din cap. Am pornit să traversăm porțiunea deschisă. Luna era atât de strălucitoare încât zona era luminată aproape ca ziua. Aveam o senzație tâmpită, parcă aș fi fost o țintă de argilă la un stand de tir. Baron își schimbă părerea indiferent. Mergea liniștit cu coltul său uriaș pe lângă el, în mână, cu degetul mare pe cocoș. Deodată s-a aprins o lumină într-o parte a ghețării și ne-am aruncat la pământ. Lumina ieșea printr-o ușă întredeschisă, o scândură galbenă și o lance galbenă de lumină pe pământ. Am văzut o mișcare în lumina lunii și am auzit un zgomot de apă izbind pământul. Am mai așteptat puțin, apoi ne-am ridicat și am pornit mai departe. Nu mai avea rost să continuăm să ne jucăm de indienii. Puteau să iasă pe ușa aia sau să nu iasă. Dacă ieșeau, ne-ar fi văzut oricum. Mergând, târându-ne sau întinși la pământ. Atât de descoperit era locul și atât de puternică era lumina lunii. Pantofii noștri făceau ceva zgomot, căci pământul era bătătorit și tare. Am ajuns lângă o grămadă de nisip și ne-am oprit. Ne-am ascultat respirația. Nu gâfâiam și nici baron nu gâfâia, dar dintr-o dată devenisem foarte interesat de respirația mea. Era o chestie pe care o făceam de mult, o chestie garantată și cu care mă obișnuisem și dintr-o dată începuse să mă intereseze. Speram să mă țin cât mai mult timp de acum încolo, dar nu mai eram chiar așa de sigur de ea. Nu eram speriat, eram un tip destul de bine făcut și aveam un pistol în mână. Dar și blondul acela de la cabană fusese un tip solid și avusese și el un pistol în mână. Și mai avusese și un zid de cărămidă în față ca să se ascundă după el. Totuși, nu eram speriat. Mă gândeam doar la tot felul de nimicuri. Mă gândeam că baron respira cam prea tare, dar mă gândeam că aș fi făcut mai mult zgomot dacă i-aș fi spus că respirația lui este prea tare decât respira el. Așa eram eu, foarte atent la toate amănuntele. Ușa s-a deschis din nou. De data asta nu mai era lumină în spatele ei. Un om mic, foarte mic, a ieșit pe ușă, cărând ceva care ar fi putut fi o valiză foarte grea. A cărat-o de-a lungul ghețăriei, mormăind. Baron m-a strâns de braț. Respirația era șuierătoare. Omul cel mic cu valiza cea grea, sau ce-o fi fost, a ajuns la capătul peretelui și a dat colțul. M-am gândit că, deși grămada de nisip nu părea prea înaltă, era posibil destul de înaltă ca să nu ne vedem după ea. Iar dacă omul cel mic nu se aștepta la vizitatori, s-ar fi putut să nu ne vadă. L-am așteptat să se întoarcă. Am așteptat prea mult. O voce clară în spatele nostru a rostit. În mână am o mitralieră, domnule baron. Ridicați-vă mâinile, vă rog. Dacă faceți o altă mișcare, deschid focul. Am ridicat repede mâinile. Baron a ezitat o clipă, dar le-a ridicat și el. Ne-am întors încet. Frank Lauders era cam la 2 metri de noi.
ținând ridicată la înălțimea pieptului o mitralieră îndreptată spre noi. Gaura țevii era la fel de mare ca aceea a tunelului de pe Second Street din Los Angeles. Aș vrea să vă întoarceți cu fața încolo. Când Charlie se va întoarce de la mașină, o să aprindă lumina și o să intrăm cu toți acolo. Ne-am întors din nou cu fețele spre ghețărie. Laudel s-a șuierat scurt. Omul cel mic a apărut de după colțul ghețăriei, s-a oprit o clipă, apoi s-a îndreptat spre ușă. Laudel i-a strigat: aprinde lumina, Charlie, avem oaspeți. Omul cel mic a intrat repede, am auzit scăpăratul unui chibrit și interiorul s-a luminat. Și acum, domnilor, puteți merge, a spus Lauders. Gândiți-vă totuși că moartea pășește pe urmele voastre, așa că procedați în consecință. Am pornit. 13. Ia-le armele, Charlie, și vezi dacă nu mai au și altele. Mi s-a arătat să trecem lângă un perete de-a lungul căruia era o masă lungă de lemn, având pe ambele părți câte o bancă lungă de scândură. Pe ea se afla o tavă cu o sticlă de whisky și niște pahare, un felinar de furtună și o lampă de fermă cu ulei, de modă veche, cu sticlă groasă, amândouă aprinse, o farfurioară plină cu chibrituri arse și alta cu scrum și chiștoace de țigări. Într-un capăt, aflat la distanță de masă, se afla o sobă mică și două paturi de campanie, unul strâns, iar celălalt atât de bine făcut, încât ar fi aruncat înapoi o monedă aruncată pe ceașaf. Micul japonez a venit spre noi cu ochelarii sclipind în lumină. O, avem pistoale, a ciripit el. O, foarte rău. A luat pistoalele și le-a împins pe masă spre Lauders. Mâinile lui mici au trecut peste noi ca o furfâire. Baronul s-a cutremurat și fața i s-a înroșit. Dar nu a spus nimic. Charlie a zis: nu mai sunt alte arme. Mă bucur să văd, domnilor. Noapte foarte frumoasă, cred. Faceți picnic, lumină, lună? Baron a scos un mârâit din gâtle și Lauder s-a zis: luați loc, domnilor, și spuneți-mi ce pot face pentru dumneavoastră. Ne-am așezat. Lauder s-a așezat și el vis-a-vis de noi. Cele două pistoale erau în fața lui și își ținea mâna stângă pe mitraliera de lângă el, privindu-ne cu ochii lui liniștiți și duri. Nu mai aveam o față plăcută, dar asta nu însemna că nu era inteligentă. Inteligentă cum sunt întotdeauna fețele lor. Cred că o să mestec niște tutun, a zis Baron. Mă ajută să gândesc mai bine așa. Și-a scos pachetul de tutun și-a mușcat o porție, apoi l-a pus la loc. A amestecat o vreme în tăcere, apoi a scuipat pe podea. Vă cam fac mizerie pe podea, a spus el. Sper că nu vă spăleați prea tare. Japonezul stătea pe marginea patului făcut cu picioarele atârnându-i fără să atingă podeaua. Nu place mult, a săsit el, foarte urât miros. Baron nu s-a uitat la el. Vrei să ne împuști și după aia să-ți iei tălpășița, domnule Lauders? L-a întrebat el liniștit. Lauders s-a ridicat din umeri și și-a luat mâna de pe mitralieră, sprijinându-se cu spatele de perete. Baron a continuat. Urmele pe care le-ai lăsat până aici au fost foarte clare, exceptând un singur lucru. De unde era să știm noi de unde să-ți luăm urma? Nu te-ai gândit la asta pentru că n-ai fi acționat în felul în care ai făcut-o. Dar când am ajuns noi aici, capcana era foarte bine pregătită. Chestia asta nu mai înțeleg. Lauder s-a zis: asta pentru că de felul nostru, noi germanii, suntem niște fataliști. Când treaba merge ușor așa cum a mers în noaptea asta, exceptând excepție făcând nebunul acela, Weber, devenim bănuitori. Mi-am spus, nu am lăsat nicio urmă, nu aveau cum să mă urmărească peste lac suficient de repede. Ei nu au barcă și nicio barcă nu m-a urmărit. Le va fi imposibil să mă găsească. Pur și simplu imposibil, așa că mi-am spus în continuare, mă vor găsi tocmai pentru că mie mi se pare imposibil. Deci îi voi aștepta. Și toate astea în timp ce Charlie transporta valizele pline cu bani afară la mașină, am spus eu. Ce bani? A întrebat Lauders, fără a se uita la niciunul dintre noi. Părea că privește undeva în interiorul său, căutând ceva. Am spus, banii ia frumos și noi de 10 dolari pe care i-ai adus aici cu avionul din Mexic. De-abia atunci s-a uitat Lauders la mine, dar total indiferent. Dragul meu prieten, desigur că nu vorbești serios.
a sugerat el. Aiurea, cea mai simplă chestie. Patrulla de costă nu mai are avioane. Au avut câteva, mai de mult, dar cum se întâmplă, cum nu se întâmplă nimic pe aici, au fost retrase. Un avion zboară foarte sus pe deasupra graniței cu Mexicul și aterizează pe micul aeroport de lângă terenul de golf de la Woodland Club. Este avionul domnului Lauders, care are multe interese în club și locuiește aici. De ce și-ar băga cineva nasul în treburile domnului Lauders? Dar domnul Lauders nu are chef de o jumătate de milion de dolari în bani falși în cabana sa de la club, așa că găsește o mină părăsită aici și îi păstrează în ghețărie. E la fel de sigură ca un safe și nu arată ca un safe. Devii interesant, a zis Lauders. Continuă. Banii sunt o marfă excelentă, am continuat eu. Deținem o expertiză asupra lor. Asta înseamnă că e vorba de o organizație ca să poată facă rost de tușuri de hârtie, de ștanțe. E nevoie de o organizație mult mai complexă decât ar putea visa o bandă, oarecare de escroci. O organizație guvernamentală. Organizația guvernului nazist. Micul japonez a sărit de pe pat, sâsâind, dar Lauder s-a rămas impasibil. Sunt interesat în continuare, a făcut el laconic. Eu nu sunt, a zis baron. Pentru mine sună de parcă ai încercat să vorbești singur într-un pardesiu de plumb. Am continuat. Acum câțiva ani, rușii au încercat aceeași cascadorie. Au turnat o grămadă de bani falși pe aici ca să aibă cu ce să-și plătească spionii și să încerce în același timp să facă să scadă valoarea dolarului. Dar naziștii sunt prea deștepți ca să acționeze în felul acesta. Tot ce vor ei sunt dolarii adevărați, americani, pe care să-i folosească în America Centrală și de Sud. Banii de toate valorile și uzați. Nu poți merge să depui într-o bancă 100.000 de dolari în bancnote noi nouțe de 10 dolari. Chestia care îl deranjează pe șerif este faptul că ați ales tocmai locul ăsta, o regiune muntoasă, unde oamenii sunt mai degrabă săraci. Dar pe tine, cu creierul tău super, nu te deranjează, nu? A mărit Lauders. Să știi că nici pe mine nu mă deranjează chestia asta, a zis baron. Pe mine mă supără că oamenii sunt omorâți pe teritoriul meu și nu sunt obișnuit cu așa ceva. Am continuat. Ai ales locul ăsta în primul rând pentru că e ideal pentru a aduce bani aici. Este probabil unul din cele câteva sute de locuri din toată țara, unde forțele de ordine sunt reduse ca număr, dar unde în timpul verii vin și pleacă o grămadă de oameni străini și unde avioanele pot decola și ateriza fără a fi controlate. Dar ăsta nu e singurul motiv. Mai e de asemenea un loc destul de bun pentru a spăla o groază de bani, dacă ești norocos. Dar tu n-ai avut noroc. Omul tău, Weber, a forțat norocul și ăsta a fost ghinionul tău. Să-ți mai spun de ce locul ăsta e ideal pentru a scăpa de bani falși dacă ai destui oameni care să lucreze pentru tine? Te rog, a zis Lauders, bătând ușor cu palma pe mitralieră. Pentru că 3 luni pe an, districtul ăsta are o populație care variază între 25 și 50.000 de oameni, în funcție de vacanțe și de weekenduri. Asta înseamnă o grămadă de bani care intră aici și o grămadă de afaceri care trebuie făcute. Și nu există nicio bancă. Ca urmare, hotelurile, barurile și negustorii trebuie să schimbe tot timpul cecuri în bani lichizi. Ca urmare, toate depozitele trimise afară în timpul sezonului sunt sub formă de cecuri și bani lichizi. Banii lichizi rămân în circulație până la sfârșitul sezonului, desigur. Asta chiar că este foarte interesant, a spus Lauders. Dar dacă operațiile astea ar fi fost controlate de mine, nu m-aș fi gândit să bag prea mulți bani aici. Aș fi băgat pe aici, pe acolo, dar nu mult. Aș fi făcut niște încercări pentru a vedea dacă merge treaba. Și asta dintr-un motiv pe care l-ai expus mai devreme. Pentru că, în mare parte, și-ar fi schimbat rapid stăpânul. Și dacă s-ar fi descoperit că sunt falși, după cum spui tu, ar fi fost foarte dificil să se ajungă la cel de la care au plecat. Da, am spus. Ar fi mai deștept așa. Îmi place că ești drăguț și franc în privința asta. Cu voi, a zis Lauders, nu mai contează cât sunt sau nu de franc.
Baron s-a aplecat brusc în față. Ascultă aici, Lauders, nu o să-ți folosească la nimic dacă ne omori pe noi. Dacă te predai, n-avem nicio probă împotriva ta. Se poate să-l fi omorât pe Weber, dar, după cum merg treburile pe aici, o să fie al dracului de greu să o dovedim. Dacă ai împrăștia bani falși, ori să-ți o pună în cărcă fără discuție, dar nu te vor spânzura pentru așa ceva. Și acum, dacă tot am la centură două perechi de cătușe, propunerea mea e să ieșiți cu ele, tu și amicul tău japonez. Charlie the Jap a zis, ha, ha, foarte simpatic om, cred tare găgăuță. Lauder s-a zâmbit ușor. Ai dus toată marfa în mașină, Charlie? Încă valiză vine rapid, a zis Charlie. Ar fi bine să o duci și pe aia și să pornești motorul mașinii. Ascultă, Lauders, nu o să-ți meargă, a insistat Baron. Am un om ascuns în pădure cu o carabină pentru cerbi. E lună plină, ai aici o sculă faină, dar nu ai mai multe șanse cu ea împotriva unei carabine pentru cerbi decât aș avea eu și cu Evans împotriva ta. Nu o să poți pleca de aici decât dacă pleci cu noi. Ne-a văzut intrând aici și a văzut cum am intrat. Ne-a dat 20 de minute, apoi va trimite niște băieți să te arunce în aer. Astea sunt ordinele pe care le-am dat eu. Lauders s-a vorbit foarte încet. Problema asta e foarte dificilă. Chiar și noi, germanii, o considerăm foarte dificilă. Am obosit. Am făcut o greșeală gravă. M-am folosit de un om care era un tâmpit. Care a făcut un lucru tâmpit și pe urmă a omorât un om pentru ceea ce a făcut. Pentru că omul știa ce a făcut. Dar a fost și greșeala mea. Și nu voi fi iertat. Viața mea nu mai reprezintă mare lucru. Du valiza în mașină, Charlie. Charlie s-a întors hotărât spre el. Nu plecăm așa, a zis el tăios. Sacoșa dracului grea, om cu carabină împușcând la dracu. Lauder s-a zâmbit ușor. Astea sunt niște aiureli, Charlie. Dacă ar mai fi avut pe cineva cu ei, ar fi fost de mult aici. De asta i-am și lăsat să vorbească atât, ca să mă convin că sunt singuri. Sunt singuri, du-te, Charlie. Eu ducem, dar nu plăcem. A mers într-un colț și a ridicat valiza care era acolo. De-abia putea să o care. A dus-o încet până la ușă, a pus-o jos și a oftat. A crăpat ușa puțin și s-a uitat afară. Nu văd nimeni, a zis el. Poate doar minciuni și astea. Lauder s-a zis gânditor. Trebuia să omor câinele și pe femeia aia. Am fost slab. Omul ăla curt, ce e cu el? N-am auzit de el, am spus eu. Cine e? Lauders m-a privit fix. Ridicați-vă în picioare amândoi. M-am ridicat. Un fior de gheață mi se prelângea pe șira spinării. Baron s-a ridicat și el. Avea fața pământie și năpădită de sudoare. Dar folcile lui continuau să mestece. M-a întrebat încet. Cu cât te-ai ales pentru treaba asta, fiule? 100 de parai. Dar am mai cheltuit ceva din ei, am zis eu cu o voce groasă. Baron a continuat pe același ton. Am fost însurat 40 de ani. Ăștia mă plătesc cu 80 de dolari pe lună, casă și lemne de foc. N-ajunge, la dracu, trebuie să le cer 100. A rânjit strâmb, a scuipat pe jos și s-a uitat la Lauders. Să te ia dracu, n-a zis stâmpuțit, a zis el. Lauders s-a ridicat încet mitraliera și buzele i s-au întins, dezvelindu-i dinții. Respirația îi șuiera, apoi încet a pus mitraliera jos și și-a băgat mâna în haină. A scos un lugăr și i-a tras siguranța cu degetul mare. Și-a mutat arma în mâna stângă și a stat câteva clipe, privindu-ne în tăcere. Încet de tot, figura i s-a șters de la orice fel de expresie și a devenit doar o mască cenușie moartă. A ridicat pistolul și în același timp mâna dreaptă i s-a se ridica întinsă până la înălțimea umărului. Brațul i-a devenit rigid ca un otgon întins. Heil Hitler, a lătrat el scurt. A întors rapid pistolul și a vărât țeava în gură și a tras. 14. Japonezul a scos un strigăt și a țâșnit pe ușa deschisă. Eu și cu Baron ne-am aruncat pe masă și ne-am luat armele. Pe dosul palmei mi-a căzut câteva picături de sânge, în momentul în care Lauder se îndoia și cădea încet lângă perete. Baron era deja în ușă. Când am ieșit după el, l-am văzut pe micul japonez fugind mâncând pământul în josul dealului spre aglomerația de tufișuri.
Baron și-a încordat corpul, a ridicat coltul, dar l-a lăsat jos. E prea aproape, a spus el, întotdeauna le dau 40 de metri avans. A săltat din nou coltul uriaș, și-a întors puțin corpul, pistolul a atins poziția de tragere, s-a deplasat încet și capul lui Baron s-a lăsat puțin în jos, până când brațul, umărul și ochiul drept s-au înscris pe aceeași linie. A rămas așa perfect rigid câteva clipe, apoi arma a bubuit și i-a tresărit în mână, în timp ce un nou raj de fum se ridică încet în lumina lunii și se destrăma. Japonezul a continuat să alerge. Baron și-a lăsat în jos coltul și l-a privit pe japonez cum se aruncă în tufe. La dracu, a zis el, l-am ratat. Mi-a aruncat o privire scurtă, dar nu o să ajungă niciunde. N-am eu treabă cu el. Cu picioarele alea mici ale lui nu o să poată sări nici măcar peste un con de brad. Avea un pistol, am zis eu, sub brațul stâng. Baron a scuturat din cap. Nici vorbă, am văzut eu că tocul era gol. El luase Lauders. Cred că Lauders vrea să-l omoare înainte de a pleca. Farurile unei mașini s-au făcut văzute prin praful drumului. Oare de ce s-o fi muiat așa Lauders? Eu cred că mândria lui a fost rănită grav, a zis Baron. Odită mai organizația ca lui să fie dată complet peste cap de doi amărâți ca noi. Ne-am dus după colțul ghețăriei. Un cupe mare și nou era parcat acolo. Baron s-a apropiat de el și a deschis portiera. Mașina de pe drum se apropiase, a întors și farurile ei roșii au lins cupeul. Baron s-a uitat un timp în mașină, apoi a trântit portiera cu furie și a scuipat cu nădur pe pământ. Caddy V12, a spus el, scaune roșii de piele și valize în spate. A deschis din nou portiera, s-a plecat înăuntru și a dat cu palma în bord. Cât e ceasul? 2:12. Ceasul ăsta nu-i fără 12 și o jumătate de minut, a zis el furios. Aici ai dat-o în bară. S-a întors și mi s-a proțăpit în față, dându-și pălăria pe ceafă. Pe toți dracii, ai văzut-o parcată în față la Indian Head, a zis el. Corect, credeam că ești doar un tip deștept. Corect, fiule, data viitoare când voi mai fi pe punctul de a fi împușcat, n-ai putea cumva aranja să fii pe aproape? Mașina care se apropia se a oprit la câțiva metri de noi și s-a auzit un schemonat de câine. Andy a strigat spre noi. Ei care v-a rănit, ne-am apropiat de mașină, portiera s-a deschis și cățărușa din puf de mătase a sărit afară și s-a aruncat pe Baron. A făcut un salt de un metru, a bătut aerul cu lăbuțele, apoi l-a izbit în burtă. S-a lăsat la pământ și a început să alerge în cerc. Baron a zis... Lauders s-a împușcat singur acolo, înăuntru. Mai e un japonez mititel prin tufele alea, pe care trebuie să-l prindem. Și mai sunt vreo 3-4 valize cu bani falși de care trebuie să avem grijă. A privit în depărtare. Un bărbat solid și dur ca o stâncă. O noapte ca asta, a zis el, și să trebuiască să fie plină de moarte. Sfârșit.